Ne ocupăm și în cele ce urmează de copii, acești suverani absoluți ai inimilor noastre. Ocazia ne este oferită, din păcate, de o împrejurare deloc fericită. Aflăm că foarte multe incendii sunt provocate de copii lăsați să se joace fără supraveghere în preajma surselor de foc. Știm oare întotdeauna unde punem chibriturile, ștecărul fierului de călcat? Anual, mai bine de 3000 de copii suferă de pe urma incendiilor provocate de ei dintr-o nevinovată joacă, a cărei responsabilitate ne revine integral nouă, părinților. Imperios necesar pentru plusul de grijă ce-l datorăm copiilor noștri.